În primele 10 luni ale acestui an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență din județul Hunedoara a efectuat numai puțin de 552 de controle. Numărul mare a atras, din păcate, multe deficiențe constatate, dar și amenzi pe măsura abaterilor depistate. Numărul de controle efectuate de pompierii hunedoreni a crescut în acest an cu 12% față de aceeași perioadă a anului 2023. Motivul? Controlele inopinate peste timpul normal de lucru, chiar și în weekenduri, la unități de îngrijire, cluburi, baruri, unități de alimentație publică, unități de turism. În ciuda campaniilor derulate de ISU Hunedoara de informare, de conștientizare a tuturor cu privire la regulile, dar și la legislația care trebuie aplicată și respectată în domeniu, în urma controalelor s-au înregistrat peste 2000 de deficiențe, mai mult cu 15% decât în aceeași perioadă anului trecut. În primele 10 luni, activitatea Inspecției de Prevenire s-a concretizat prin 552 de controale, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă similară a anului 2023. Bineînțeles, crescând numărul de controale, au crescut și numărul de deficiențe constatate, astfel în primele 10 luni s-au constatat 2034 de deficiențe, de asemenea în creștere cu aproximativ 15% față de aceeași perioadă a anului 2023. Odată cu creșterea numărului de controale și cu creșterea numărului de deficiențe constatate pe timpul controalelor, bineînțeles că a crescut și numărul de sancțiuni aplicate persoanelor, operatorilor economici sau instituțiilor vizate de activitățile de control. Astfel, în primele 10 luni ale anului 2024 au fost acordate 2018 sancțiuni, dintre care 1710 avertizmente și 308 amenzi contravenționale, în cuantum de aproape 3 milioane de lei. Pe de altă parte, tot în acest an, ISU Hunedoara a soluționat 516 solicitări de avizare-autorizare. Și pentru că sărbătorile de iarnă bat la ușă, 20 dintre cererile soluționate au vizat emiterea acordului de comercializare și organizare de jocuri de artificii cu produse pirotehnice.